Reprezentanții Termoploiești au anunțat că la cazanul cu apă fierbinte 2, care asigură furnizarea agentului termic în oraș, s-a găsit o țeavă care era corodată în așa măsură încât trebuia înlocuită parțial. Dacă în primă instanță s-a dorit sudarea acestor elemente, ulterior s-a impus înlocuirea pentru că acestea sunt vechi și nu mai pot fi lipite, așa cum s-a întâmplat an de-a rândul. Așa se face că cei 130.000 de ploieșteni racordați la sistemul centralizat au stat în frig și fără apă caldă. Ne îmbrăcăm mai gros, că suntem obișnuiți. Pe vremea lui Ceaușescu tot așa proceda și noi suntem tăbăciți. E păcat de ăștia mai bătrâni și de copii. Din nou, după 3 luni de cât am suferit, acum din nou suntem în vârstă și chiar dacă nu sunt copii, sunt foarte greu. A fost mai frig. M-am acoperit. Noaptea nu e, ziua e mai rău și după amiaza când nu mai fac așa multă mișcare. Ce ați făcut azi noapte? Cum ați răzbit? Cu caloriferul electric. Nu știu acum cum o să fie cu factura de la electrică. Ce zic, am mai pus o pătură pe noi, că nu putem să băgăm nici radiator, că și curentul e cum e cu este, ce să facem? Primarul Ploieștiului Andrei Volosevici a organizat o conferință de presă în care a adus lămuriri cu privire la situația termiei. Domnilor, se lucrează de 24 de ore acolo și oamenii aia pe care i-am felicitat și mi-am asumat lucrul ăsta, chiar depun efort. Aș vrea să înțelegeți un pic tehnic. Vin, repară, sunt 78 și cu 78 de, mă rog, cum le spune, țevi, eu nefiind tehnic, într-o parte și în altă. Problema a fost următoarea, că se rezolva mult mai repede. În momentul în care începeai să bagi presiune, mai apăreau alți spori. Deci n-a fost o nesimțire. Adică, în mod sigur, veți fi informați, 1. Bun. 2. Să spună cineva când se termină o avarie, cine spune să-și asume. De pe 24 noiembrie, Termoploiești are un nou director, Cristian Ungureanu, numit fix în ziua marii avarii. Anul acesta, ploieștenii au stat aproximativ 3 luni fără apă caldă, la fel și câteva instituții publice încă de la 1 august. Operatorul de la acel moment a asistat serviciul și a invocat necesitatea unor lucrări la cazanul de apă fierbinte 2 al CED Brazi.